Salutări și bine ați revenit la un nou episod din Terariu. Astăzi, sau înainte de astăzi, sunt la Emanuel Sos. Șoș! Emanuel Șoș, îmi cer scuze pentru a mea oară. Adică dacă l-aveți ca prieten pe Facebook, pe Emanuel S-O-O-S, să știți că se zice Emanuel și O-O-S, care locuiește undeva lângă Brașov. Și am venit la el aici acasă pentru a face o conferință teraristică, cum se zice, adică cum ne place nouă să zicem la evenimentele acestea foarte importante din lumea teraristicii. Și l-avem aici pe Raul Berinde, Emanuel Ș-O-O-Ș, așa, Ștefan Axinte, Mircea Barbu și eu, care lucrăm aici la un eveniment teraristic foarte important. Și aici e o parte din acest eveniment. Nu știu exact cum să exist la acest eveniment, dar rămâneți în continuare pentru că o să filmez animalele. De fapt, acum 6 luni am filmat ceva din animalele lui Emanuel, însă de atunci 6 luni au trecut aproape 6 luni. Așa că are ceva nou și veți vedea în continuare toate nebunile pe care le are. Și peste o lună și ceva, două, când venim de la Ham, o să mai filmăm încă ceva, pentru că are planuri mari, are planuri mari, are salariu mare. Are salariu mare și are planuri mari, nebunul ăsta. O să vedeți. De ultima oară când am venit în vizită la Emanuel, a modificat câte ceva prin cameră pe aici. Are ceva racuri noi pentru că băiatul s-a reprofilat un pic mai tare pe regal. Gaganița asta are o culoare super interesantă, chiar dacă e la înăpărire, încă se vede pe sub pielea proaspăt formată, se vede roșul. Este reprodus de Iulia Minghel, cel cu peciopul de la Reșița. Foarte frumoasă bestie. O pereche de leopard, Tremper Albino și Super Hippot Carrot Tail. Carrot Tail vine de la portocaliul acesta de la bază de cozi, care pentru a fi un Carrot Tail normal trebuie să avem minim 25% din coadă portocalie, ceea ce el chiar are. Și acum să începem cu regalii. Un mascul Bumblebee, adică Pastel Spider. Probabil unul dintre cele mai simple morfuri și cele mai celebre. Mascul Butterhead Ghost, însă eu aș zice că are și ceva în plus, posibil un pastel, deoarece e destul de deschis pentru este pentru un butter. Mascul Champagne, cam așa arată un champagne normal, ceva mai închis la culoare. Stripe-ul acesta perfect pe spate. Foarte frumos. Mascul Mojave Fire Yellow Belly. Super interesant și colorit. Contrastul este foarte puternic. Mascul Butter Mojave Blue Eyed Leucistic, alb complet și vechi albaștri. Mascul Banana Pinstripe Head Ghost, foarte galben și pinstripe-ul se vede, este un galben spre portocaliu, oarecum petele clasice, picățele negre de banana. Un animal foarte frumos. Mascul Ghee Head Red Axantic, un tuciuriu printre pitonii regali, foarte închis la culoare. Culoarea asta ciocolatie, foarte frumoasă, foarte interesant și destul de mare pentru mascul. Și acum începem cu femelele. Bambu, posibil Head Ghost. Etama dinozaurul nuclear, adică Butterfire, însă este la năpărire, din păcate nu se vede chiar așa bine, culoarea e naturală. Tot la năpărire și nu se va vedea culoarea adevărată, Cinnamon
Phantom Yellow Belly. Foarte frumos pattern-ul. Și destul de negre când nu e, când nu e albicioasă din cauza pielii care se formează. Femelă, pastave, heterodaxantic. Pastave este pastel și mohave. Are pattern-ul acesta de mohave, însă e mult mai deschisă datorită genii pastel și redaxantic, heterodaxantic, cu care face mai rușiatic. Femelă, spinner blast, mohave, headbite. Spinner blast înseamnă spider, pinstripe și pastel. Foarte interesant cum arată capul. Este aproape galben cu câteva pete în aceste maronii. Modelul clasic de spinner și influența mohave, care îl face ceva mai închis la culoare, însă lateralul este de spider. Galben spre bordă, banda albă. Foarte frumos. Femelă lemon blast, adică pinstripe pastel. Vede influența pastelului pe lateralul corpului, care este mult mai galben decât la un pinstripe normal. Femelă bumblebee, care a și făcut-o în perioada trecută, e ceva mai deschisă la culoare decât masculul de bumblebee. Femelă pastel phantom, foarte, foarte galbenă, datorită genei pastel. Foarte frumoasă și a făcut-o în perioada trecută. O femeluță mică, spider head bite. Foarte frumos pattern-ul. O femeluță mică care a fost cumpărată ca și Ivory. După cum se vede, este albă complet, cu ochii negri, însă cu ceva probleme, deoarece a ajuns la Emanuel nemâncând și este destul de greu de convins să mănânce. Mai mult ca sigur a mâncat foarte bine de-a lungul timpului, pentru că altfel n-ar fi crescut, însă undeva pe drum a dezvoltat niște probleme în legătură cu hrana. Trecem la corn, de data asta tot alb complet. Acesta este un mascul Blizzard, iar acesta este un pui Blizzard. Este fiul acestui mascul. După cum se vede pe puiul acesta, încă se văd șeile, se văd ceva urme, însă pe măsură ce cresc, astea ușor dispar de cele mai multe ori. Și câteodată pe adult se mai vede o umbră a pattern-ului. Adică nu este ca în cazul, bine, chiar și în cazul pitonului regal leucistic, și acolo se vede o umbră a pattern-ului. Nu este 100% alb, complet lipsit de pigment. Însă este foarte interesant evoluția lor. Acum sunt în roz, în măsură ce cresc se fac albi. O femeluță de cor Cream Cycle, cu orange-ul ăsta foarte, foarte pronunțat, tipic Cream Cycle, cam așa ar trebui să arate un Cream Cycle, adevărat. Foarte frumos. Foarte frumoasă culoare. Femelă Snow, da, mama puiilor Blizzard și Snow, probabil Head Carcoal, mai mult ca sigur, altfel n-ar fi ieșit acei junieri. Foarte frumoasă și ea. Femeluță foarte frumoasă de piton birman Hippo, destul de diferită ca și culorii de un birman normal, culorile foarte intense, foarte frumos conturate cu negru sau cu maro închis, de fapt, petele acestea pe spate. Așteptăm să o vedem mare. Aici, asta este un mascul adult de boa Hippo, tatăl destul de multor pui care sunt prin România. Hippo. Un California Kingsnake, St.
Stripe. Mascul. Sper că v-a plăcut colecția mea și îl mai aștept pe Dinterariu și după Ham să vedem noile achiziții. Cu siguranță voi veni atât timp cât vom merge împreună la Ham. Cam atât și pentru astăzi. Vă salut! Până data viitoare, nu uitați, promovați teraristica! Da, 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 da,